Este interesant că, luat la întrebări, Marcel Ciolacu recunoaște importanța legii offset și valabilitatea ei, dar recunoaște în același timp că nu întotdeauna această lege este aplicată. Și nefiind aplicată, România nu are suficiente beneficii. El spune că acum suntem pe alt drum. Ce-o fi vrând să spună prin asta e greu de înțeles. Poate că se referă la unele decizii privind înarmarea României care nu mai sunt luate în plan comercial, ci trebuie adoptate în Congresul Statelor Unite și acolo nu se discută despre legea offset. Poate că se oferă la pretențiile celor care ne livrează armament de a nu respecta această lege, pretenții pe care, constrânși de conjunctura geopolitică, România le acceptă cu prea mare ușurință.